reținut două lucruri din interviul pe care l-a dat Fondu, două lucruri care se aplică la discuția de azi. Unul din el sunt de acord și care să spun asta, unul din el nu se, una dintre ei sunt de acord și iarăși îmi permit să contrazic pe domnul Fondu. Domnul Fondu spunea acolo la începutul interviului faptul că un tânăr nu prea are șansă în ziua de azi să reușească în societatea în care trăim. Spunea că singura șansă a unui tânăr în ziua de azi e să fure pentru a reuși. Oare dacă poate să facă bani cinstit? Dacă poate să facă bani cinstit, dar el a spus că nu se pot face bani cinstit în România de astăzi și în principiu indirect ar însemna că ar trebui ca să faci bani prin metode necinstite. Iar eu îmi permit să cred că în online-ul românesc, în momentul de față, se pot face bani mai cinstit, începând de astăzi, sau începând de mâine, sau începând de momentul în care voi vreți să dați drumul la o afacere pe zona de internet. Și asta e ideea domnului Fântul, cu care îmi permit să nu fiu de acord. Pe domeniul internetului se pot face bani în mod cinstit, probabil încă o lucră relativ ușor, câțiva ani de acum, iar la un moment dat, reportera, dacă nu mă știu, a întrebat pe domnul Fântu care sunt domeniile unde vor fi oportunități mari în perioada următoare, sunt în 2010-2011, dacă mă duc eu bine aminte, și domnul Fântu a avut o reacție de genul, cu siguranță că dacă aș avea o idee, aș păstra-o pentru mine și mi-aș împărtăși o cu nimeni. Și aici, cred că apare diferența între un afacerist de talia lui Sorin Ovidiu Fântu, care are ceva ani de experiență în business, dacă ne gândim la tot ceea ce a construit într-un fel sau altul în România, și un tânăr antreprenor. Un afacerist de talia lui Sorin Ovidiu Fântu, în momentul în care îi vine o astfel de idee, o poate să analizeze cu siguranță relativ ușor dacă e o idee de business suficient de interesantă să se transformă într-o afacere de succes. Un antreprenor până din ziua de azi, și aici cred că se aplică la, nu numai la zona online, se aplică pe orice alt domeniu, cred că are nevoie de sfaturi sau cred că are nevoie să discute cu cineva mai experimentat pentru validarea respectivei idei. Din punctul meu de vedere, o idee de succes e o idee care trece de Excel, într-un fel sau altul, într-un anumit interval de timp. Ce înseamnă trece de Excel? Înseamnă că în momentul în care o transform într-un proiect și pui niște cifre în Excel, într-un orizont de timp care poate fi de 6, 15, 2 ani, 3 ani și cât vreți voi să vă acordați pentru această idee, la final, când praie și linie, cifra din Excel e cu negru și nu e cu roșu. Și atunci, din punctul ăsta de vedere, ideea, din punctul meu de vedere, valorează mai puțin în momentul de față, indiferent cât de strălucită vi se pare vouă. Cu siguranță că toată lumea am fost prezent la prezentarea celor 21 de iubite acum așa de luni dimineața de la lunch. M-am uitat, l-am analizat pe toate și cu siguranță să vedeți că cele trei echipe sau cei trei antreprenori sau cei trei tineri care au fost selectați, o să vă confirmă sau o să vă infirmă ceea ce vă spun aici. Faptul că ei au apucat în două zile să discute cu alți antreprenori cu experiență, cu așa numiți mentori, despre ideea lor, eu cred că i-a ajutat foarte mult. I-a ajutat să-și clarifice conceptul, i-a ajutat să analizeze unde ar putea puncta respectiva idee, i-a ajutat să vadă dacă ideea respectivă e una de succes. Și atunci, la nivel de o idee, cu siguranță că dacă nu e o idee extraordinară, care nu s-a mai implementat la momentul de față, este o simplă idee. Mai departe, conceptul, echipa, pasiunea pe care o depui în implementarea respectivă idee și trecerea la nivel de proiect, e un drum foarte lung. Deci, ca să-ți răspund între voi, ideea e doar startul, iar eu cel puțin recomand că orice are o idee și vrea să vadă că
câteva proces în ceea ce se discută. Dacă nu cu cel mai apropiat prieten pe care l-are, se caută, sau prima fază cu cel mai apropiat